pornim la pedalat. Cam pe același traseu am fost ultimele 2-3 ori. Azi e cu lună plină. Apare de după blocuri. Laudă fiecare biclă. Eu a mea o am de 10 ani. Pedalat cu ea prin Chișinău, acum îi dau prin București. Mai vin doi întârziați, merg cu noi sau doar se plimbă. Am să vedem. Fără lumini, fără căști, dar îi înfiem. Eu cu toată dotarea necesară și cu lumina roșie la spate. Așa e cel mai safe, cel mai în siguranță de pedalat. Doar că am uitat să-mi iau bidonul cu apă. O să mai beau și mâine. De regulă nu mergem pe trotuar, doar aici când ieșim din izvor. Bulevardul e lat ca să nu împiedicăm traficul, pentru că trotuarul e aproape gol. Ieșim la carosabil și de aici pedalăm numai regulamentar. Avem și un turist cu genți cu noi. Un traseu de vreo 15-20 de kilometri. Îl dăm gata cam într-o oră jumate, nu mergem nici prea repede, nici prea încet. Avem o singură fată cu noi, ne-am dorit să vină mai multe. Femei, copii, haideți la pedalat în grup. Masa cred că se întâmplă în fiecare ultima zi de vineri a lunii la sfârșit de program. Salut! Am ajuns pedalând în obor. Și la roșu ne oprim. După 15 km sau cât avem noi. Puțini am fost, puțini am rămas. Piața Victoriei, intrăm pe pista biciclistică, prima din oraș. Uite calea Victoriei. Unii n-au răbdare și trec la roșu. Mi se pare că nu riscă. Alții au răbdare și aștept să facă verde. Noi suntem din cei corecți. Iar roșu. Din Paște în Paște se face aici roșu și pe celălalt părți.
aproape că am ajuns în corpore, în izbor. Poate chiar mai mult decât am plecat. Aproape 20 de kilometri. Cât e ora? Vreo oră jumate am mers, cum am estimat. Am pornit la 7.45, acum e 8.20. Cam acolo. O oră jumate. Aia, dar ce, eu nu pot să mă filmez. Mă selfuiesc. Și intrăm pe trotuar, înapoi în parc. Pe trotuar am plecat, pe trotuar revenim. Atent, cu grijă și cu curaj. Revenim la rondul bicicliștilor și al biciclistelor. Ne-a furat cineva semnul de pe stâlp, da? O să restabilim noi într-o bună zi. Stânga. De aici am plecat, aici ne întoarcem. Prima dată când revin cu masa critică până la capăt. De obicei dezertam pe drum, ori că mergeam pe drumul taberei, ori că ajungeam pe Basarab și era aproape. Dar acum am venit pe calea Victoriei, pe la primărie, așa că am rămas cu haita biciclistă. Ia să-i învăluiesc din partea cealaltă. Luna plină mi-a ghidat. Cam asta a fost. Cam atâta a fost. Bravo! Bravo! Bravo, Luna! Mulțumim! Să facem o poză de aici. Can we take a picture? Yes.